Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Sicard Handmade. Astăzi vedem un pic evoluția plantelor pe care le-am sădit în luna aprilie și care au început să crească și necesită un pic de curățire, dar curățire manuală, curățirea buruienilor. După zilele ploioase care au fost, firește că și plantele dăunătoare sunt din plin și am să încep cu pătrunjelul. Se deosebește de buruieni, de cele care nu și-au rostul printre ele. Uitați ce verde crud frumos are. Este o treabă migăloasă, dar este foarte necesară. Cu mare grijă smulg aceste buruieni. Pe lângă faptul că prin umbrire le încetinește procesul de creștere, acestea, ca să se hrănească și să crească, le consumă apa, care este foarte necesară pentru rădăcina plantei. Și iată că aici este rândul de pătrunjel, da? Acesta este pătrunjel doar de frunză, pentru că am pus și pătrunjel de rădăcină, pentru rădăcină, care se folosește în special în ciorbe și în mâncăruri. Iar aici la fel am tot pătrunjel. Plantele dăunătoare foarte mici le mai lăsăm pentru că riscăm să le confundăm cu planta bună sau riscăm să rupem planta bună, cea pe care dorim să o cultivăm. Și atunci e bine să fim foarte atenți. Dacă planta este mică și una și cealaltă, așteptăm să mai crească ca să le putem deosebi. Aici am cimbru în zona asta. Asta este cimbrul, cunoaștem și de anul trecut. Dacă doriți să revedeți tutoriale de anul trecut, am să vă las un link, un playlist intitulat La lucru în grădina cu legume. Și acolo veți găsi toate videotutorialele mele spre grădină din anii anteriori. Deci asta este cimbrul. Se confundă foarte bine cu buruiana. Aici am busuiocul. Este un busuioc aromatic pe care îl putem folosi în mâncăruri. Are frunza bucălată și de asemenea și el e năpădit de aceste buruieni. Așa că să încercăm să curățăm un pic. În zona asta am spanacul. A crescut. Și de jur împrejurul lui sunt buruieni.
Aici sunt ridichile. Prin aprilie le-am sădit. Și uitați cât de mari sunt. Deja e trufanda, ca să zic așa. Sunt 3 săptămâni și ele... Hai să scoatem una, să vedem. Uitați cum arată la 3 săptămâni. Adică bună de consum. Este mult de curățat și aici. Aici am curățat morcovul. Și mai am de curățat, da? Și aici este pătrunjelul de rădăcină. Iar aici am salata verde. Am să o mai răresc. Dar deocamdată o mai las. Vedeți ce bine se diferențiază buruienile de plantă atunci când sunt mai mari, să zic așa. Imediat le și smulgem și imediat ne și dăm seama care este planta bună și care este planta rea. Uitați cât de frumos se curăță. Așadar, asta e salata. Acum este foarte cald, dar diseară, pe răcoare, le voi uda pe toate. Alături am ceapa, care și ea e un pic năpădită de buruieni, dar, așa cum v-am spus, sunt micuțe. Și le pot smulge. Este o muncă migăloasă, dar nu o facem foarte des, o fac periodic și rezultatele se văd. Leușteanul l-am tăiat, este deja la congelator și am lăsat din plantă tot ce înseamnă tijă mare, să zic așa, pentru că deja formează floare și vreau să am semințe pentru anul următor. Uitați! Deci noi suntem acum 24 mai și deja leușteanul formează floarea. Iar ca o noutate, acum este perioada, acum mai, este perioada salcâmului care a înflorit și îl voi culege pentru că începe să se scuture. Îl voi pune la uscat și îl voi folosi pentru a face ceaiuri, dar să știți că este bun și pentru dulceață, da? Poți să faci dulceață de salcâm, poți să faci gogoși cu aceste flori de salcâm, așa, în starea lor naturală. Sunt foarte bune și foarte sănătoase.
Și pentru că marele meu proiect de din primăvara aceasta a fost acela de a obține puișori de găină de la clocitoare, iată că am ajuns și în faza în care puișorii au crescut, au aproape 2 luni de zile pe data de 30 mai, pentru că astăzi e undeva în 26 mai. Sunt foarte frumoși. Lui îi spun struțul. Cel de aici cu gâtul golaș. Îi spun struțul pentru că este cel mai mare. Are gâtul golaș și are o freză interesantă. Și mai are un frățior aici. Da? Care e un mâncăcios. Și mai are, cred că, și o surioară. O puicuță, da, sunt mari, sunt frumoși, sunt energici, da, și această găinușă bătrână care are peste 10 ani și vede doar cu un ochi, s-a atașat foarte mult de ei și i-a adoptat, în sensul că stă numai în preajma lor. Practic, e mama lor la momentul ăsta. Și este și unul cu o problemă la un picioruș, dar e sănătos. Cel mai mult de el are grijă găinușa asta bătrânică. E puțin zgomot și nu sper că se aude suficient de bine. Așa arată puișorii de găină obținuți la clocitoare în 30 martie 2021. Bine, Gaga, te-am auzit, du-te, da. Gaga Alba are un ou pe care îl clocește de 2 luni. Bineînțeles că nu o să iasă nimic, dar asta este el numai. Muțat-o, frumoasă. Uitați-vă cât de frumoasă și agitată. El e Zoro. Vino încoace. Zoro. Îi spunem Zoro pentru că avea pete la ochi ca o mască. Acum a crescut, e mare. Sunt foarte frumoși. Am în puicuța asta, mănâncă ouăle. E destul de murdară pe guler, dacă ne uităm bine. Ia uitați ce de gălbenușoară pe ea. Da. Și iată, am ajuns și la răsaduri. Practic am 2, 4, 6, 8, 9 tăvițe, deci le-am dus pe toate în zona asta, cele 9 soiuri. Unele răsaduri au mai murit, unele, adică nu toate, în sensul că nu din fiecare soi au rămas, dar nu toate semințele care au răsărit dintr-un soi au și trăit. Deci toate răsadurile. Așa încât așa arată și totuși unele sunt mai mari, altele sunt mai mici, deși au luat startul cam în același timp. Acum n-am decât curiozitatea să măsor puțin. Ia să vedem. Deci planta de la sol în sus are cam 12-13 cm, da? Deci de la sol, fără rădăcină. Cam așa. 13 cm aici. Da? Ia să vedem și aici.
12. E micuță, e micuță. Aici la fel, cam 12 cm. De astea ce să mai vorbesc, că sunt mai mici. Astea au 10 cm. 90 cm. Astea sunt și mai mici. Ia să vedem. 7 cm. Așadar, așa arată roșiile, răsadurile de roșii. Ele au trecut la mai multe rânduri, deci au mai multe rânduri de frunzulițe, deci de mult au trecut de faza de a fi în două frunzulițe, numai că este o creștere anevoioasă. Anevoioasă. Aici am minima de bou, cu eticheta asta din hârtie, da, ia uitați, aici este, aici este cea creață. Este o roșie aceea creață cărnoasă. Deci chiar foarte mult mă bucur. Aici am roșia pestriță. Da? Aici am roșia dulce rotundă. Ia să vedem. Aici am roșia neagră din 21 semințe din 21 august 2020. Da? 21 august 2020. Deci uitați-le că le-am ca soiuri, dar tot le aștept și le mai aștept. De ce să nu? Chiar dacă le pun și la sfârșitul lunii în pământ, cel puțin știu că sunt cele netratate, organice, cum se spune, și am din fiecare sortiment în parte. Da. Aici sunt căpșunii cu fructele. Au crescut și căpșunile. Adică rodul în sine, da? Sunt pline de rod. Pline, pline. Iată, a răsărit și fasolea. Vinetele sunt frumoase și ardeii, da? Aici este usturoiul, da, pe care l-am pus anul trecut în noiembrie. Este timpul lui să-l scot. Ia să vedem. Ia uitați cum arată. Ce mare și frumos și sănătos. Iar în zona asta, sigur, îmi voi pune eu roșiile după ce am să scot cultura de usturoi, pentru că am săpat, aici e pus îngrășământ de la păsări și după ce scot cultura de usturoi, da, am să plantez roșii, răsaduri de roșii. Și ca idee, asta apropo de cultura asta de usturoi, pe care am pus-o anul trecut la sfârșitul lui noiembrie, din câte mi-aduc aminte, ca idee, ca timp, să zic așa, haideți să calculăm lunile care au trecut și care au fost necesare acestui usturoi să ajungă la maturitate. Deci noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai. Mai. Deci 26 mai astăzi, sunt 6 luni de zile. Deci 6 luni de zile ca
usturoiul să crească la modul ăsta. Mă întreb oare dacă îl puneam în primăvară, dacă era mai avantajos ca timp. Pentru că mi se pare un timp destul de lung pentru ca acest usturoi să devină matur. Este uimitor cât de mult timp îi trebuie unei plante să ajungă la maturitate. Și haideți să vedem și gușterii. I-am aici în grămada asta de așchi uscate, rămurele, pe care nu am stricat-o pentru că de câțiva ani ei au cuib aici. Și acum au ieșit pe arătură proaspătă. Vedeți? Ia uitați-i. Stau la soare și am văzut că mănâncă râme. Practic lor soarele le face foarte bine. E o familie întreagă de gușteri aici în lângă Dud. Și prin pământul proaspăt săpat și care a fost fertilizat cu l-am fertilizat cu gunoi de la păsări și v-am spus, este plin de râme și ei asta fac, mănâncă râme. Și sigur că aștept să răsară porumbul dulce. Am pus și dovleac plăcintar, am pus și pepenele ananas, sper să iasă ceva. A plouat foarte mult, toată iarba am strâns-o în căpițe. Haideți la cireș. Până la cireș avem via. Mai am o porție aici, o zonă de curățat. Este foarte mult buruian. De fapt, se vede și după grămezi că este foarte mult tot ce am strâns. Plouă foarte des și automat sunt și buruieni care trebuiesc smulse. Ideea este că se rupe foarte ușor. Planta, buruiana este plină de apă, pământul este ud și atunci se smulge ușor. Aceasta este o plantă care atunci când se usucă devine foarte greu de scos din pământ și foarte încălcită. Haideți la cireș. Aici este cireșul. Am curățat și pe lângă el, soțul meu a săpat. Îi sapă în fiecare an, îi îngrijește foarte, cu mare grijă și atenție. Și uitați ce frunze frumoase și sănătoase are. Și astea sunt primele cireșe ale lui, care încep să se coacă. Ia să vedem. Da, cred că este un soi rozaliu, deci nu este roșu-roșu soiul. Par a fi... Ia să vedem și asta. Da, din cauza apei. Dar asta e mâncată cumva de păsări. Dar de la apă s-au stricat, de la atâta ploaie, da. Ah, și e ceva care le mănâncă. Ia să vedem. Da, păsările vin și le mănâncă. Uitați.
Și astea sunt ciorile sau coțofenele. Dar ea în sine, fructul în sine, cireașa în sine, așa arată când este coaptă. Da. Sunt gustoase. Haideți și pe la lămâiță, că a înflorit fiind luna mai, și pe la vița de vie, care și a înflorit. Și tot în perioada asta, de mai, în zona asta îmi înfloresc irișii. Am iriși de culoare galbenă. Da. Acum am curățat tot ce înseamnă buruieni de jur împrejur, pentru că peste tot sunt, da, sunt foarte frumoși, au o culoare extraordinară. Aveți fotografii pe Instagram de anul trecut, voi posta și anul acesta, uitați cât de frumoși sunt. Și anul acesta s-au mai extins. Este o plantă invazivă, să o numim așa, în sensul că ea, dacă este îngrijită și îi se permite extinderea, ea se extinde fără niciun fel de problemă. Și tot în această perioadă înflorește și vița de vie. Uitați cât este de frumoasă. Și are un parfum aparte. Florile sunt foarte mici. Sunt ca niște ace. Și de asemenea lămâița. Sunt flori pe care le aștept în fiecare an să înflorească. Așadar, închei materialul de astăzi aici. Sigur că am strâns materialul pe mai multe zile și l-am editat ca să pot să vă arăt atât de multe plante în această perioadă de mai. S-a pus și ploaia, nimic de zis. Dacă vă place conținutul canalului meu, nu uitați să vă abonați, nu uitați să dați un like dacă vă place conținutul acestui videotutorial al meu. Mă găsiți și pe pagina de Facebook, dar și pe pagina de Instagram, aronsicart.handmade. Iar până la următorul tutorial vă doresc multă sănătate, spor la treabă și numai bine!